Bună, fetelor! Bine v-am găsit și bine v-am regăsit în caz că ne cunoaștem deja. M-am întors în această seară cu un nou clipuleț și în acest clipuleț am plăcerea să vă arăt ce am cumpărat eu cu reduceri în luna ianuarie 2018. Începem imediat. În primul rând am cumpărat niște accesorii pentru păr, pentru să mă aranjez, spun un pic așa. Le-am cumpărat de la un magazin de la Kivaso care se numește Stella Zeta. Știu că acest magazin se găsește și în centrul la Torino sau sunt mai multe locuri la Torino, sunt sigur că se găsește. În alte părți, în Italia, nu știu, habar n-am. Ceea ce vă arăt eu este totul redus la 70%. În primul rând am cumpărat aceste două elastice pentru păr cu perle aplicate. Acestea costau 3,99 euro, redus la 70%, au costat 1,19 euro. După care am cumpărat o pamblică, cred că se spune, nu știu cum, pamblică, cred că se spune, pentru păr, culoarea un roșu din ăsta închis, un bordeaux, să spunem așa. Acesta costa 9,99 euro, redus la 70%, au costat 2,99 euro, adică 3 euro. Am mai cumpărat și coronița asta pentru păr verde, cu un nod, deci cu modelul ăsta cu nod pe lateral, nu în mijloc. Asta costa 4,99 euro, redus la 70%, mi-a costat 1,49 euro, adică 1,50 euro. Și mai am un elastic pentru păr, albastru, cu o fundiță, cu detaliul ăsta ca să pară să fie o fundiță. Ăsta costa 4,99 euro, deci tot 1,49 euro. Și ultimul elastic este acesta făcut din tip catifea, neagră, asta costa 1,99 euro. Redus la 70%, am dat 59 de cenți pe ea. După care trecem la accesoriile care le-am cumpărat de la Combibel. De la Combibel am cumpărat acest lanț, să vedeți că din lanțul din ăla care se poartă, scuzați-mă, lung, are detaliul ăsta cu perle și cu pietre. Așa. Asta costa 12,90 euro, l-a dus la 50%, deci am dat din în jur de 6,50 euro pe piept. După care am cumpărat și apinat la lanț, am cumpărat și această pereche de cercei. Aceștia costau 6,90 euro. Iar eu am plătit în jur de 3,50 euro pe ei. Și mai avem și acest set de brățări, sunt 4 brățări. Acestea costau 8,90 euro și am dat pe ei, deci aproape 4,50 euro. Și acum trecem la lucrurile de îmbrăcăminte. Vreau să vă spun deja, pentru că o să vedeți lucrurile cumpărate numai de la două magazine, adică de la Combibel și de la Kids Ennis. Și de acolo vreau să vă spun că mi-am cumpărat numai bluze, ploverele și bluze. Nu am încurcat cu pantalonii pentru că mai am de pierdut aproape 3 kg. Așa că o bluză, dacă îmi stă un pic mai strâmtă la burtă, vreau să spun, nu la umeri sau la mânci, la burtică, nu mă deranjează pentru că trebuie să slăbesc. Dar mai fiind pantalonii mai dificili, am preferat să nu iau nimic, dar nici nu m-am uitat, sincer să fiu. Am preferat să nu uit pentru că poate găseam ceva care îmi plăcea și mă ofticam să iau, să nu iau, nu iam, așa că nu i-am luat și oricum mai să trecem să vă arăt ce am cumpărat de la Combibel de îmbrăcat. Primul rând am cumpărat această cămașă care are gulerul așa strâns, negru, vedeți? Partea din față este făcută așa cu plisetată, pliuri. Este foarte transparentă. Vara, sincer, se poate purta și cu un sutien, de sub păr, nicio problemă. Sau dacă nu, în primăvară sau și în toamnă, cum mai eu de dedesubt, nu dă nicio problemă. Are mâinicele lungi,
cel jos, vedeți care e detaliul ăsta negru. Iar partea care mi-a plăcut cel mai mult a fost partea din față. Cu are detaliul ăsta care e fermoar, deci se închide până aici, până sus, de fapt, se închide până sus. Și aveți posibilitatea, amica asta, posibilitatea de făcut o fundă la spate. Și mie mi se pare foarte drăguț, cam așa asta măsura S, pentru că am încercat-o și mă stătea chiar prea, prea, prea larg. Și o să vedeți cum la finalul videoclipului o să vedeți lucrurile îmbrăcate, așa că o să vedeți că S este perfect. Această cămașă costa 49,99 €, adică 50 de euro, era redusă la 60%, deci am dat pe ea 19,99 €, adică 20 de euro. Am mai cumpărat și acest maxi tricou, cum ar veni, care se poartă lung, este de primăvară, primăvară poate fi îmbrăcat așa cum maxi cardigan și de sub un leggings alb sau negru, are și buzunarul ăsta, iar vara poate să fie purtat așa foarte simplu, eu deja mă imaginez la mare, are detaliul ăsta cu destul de decoltat în față, așa că se poate purta și așa normal drept, dar și lăsat cu un cu număr descoperit, număr gol. Da, acesta costa 24,99 €, adică 5 euro, de 5 euro, adică 25 de euro și era redus la 70%, deci am dat pe el 7,49 €. După care am mai cumpărat și acest poncho. Cred că așa se spune și în română, sper. Depurtat așa, nu știu, primăvara și toamna, deasupra la o gecuță foarte subțire. Are detaliile acestea aplicate, aplicațiile astea deasupra. Sincer să fiu, are și două astea, chiar că nu-mi vine numele. Are detaliile acestea, da, mama, nu te supăra. Și poate fi purtat așa, deci cu deschis așa în față, sau dacă nu, lăsat pe o parte, tot cu număr gol, să spunem așa. Deci se poate purta în două feluri. Acesta costa 29,99 € și aici este scris că era redus la 30%, dar eu fiind clientă și având card la ei, pentru mine era redus la 50%, toate puloverele care erau în magazin reduse la 30%, pentru mine era 50%. Și toate lucrurile reduse la 50% la ei în magazin, pentru mine era redus la 70%. Deci din 29,99 €, adică 30 de euro, am plătit în jur de 15 euro acest poncho. Și acum trecem la plover. Acesta este un plover făcut din lână, pentru că un pic înțeapă imediat când l-am pus, m-a înțepat un pic, dar au durat vreo 10 secunde, după aceea nu știu, n-am mai simțit nimica. Oricum, dedesubt îmbrăcat cu un simplu maieu, este perfect. Mi-a plăcut așa că este în dungi și mai ales are dungile astea scripicioase așa. Am luat o măsură M. Acesta costa 59,99 € și aici era redus la 30, deci pentru mine la 50, adică l-am dat 30 de euro pe el. Și ultimul lucru care l-am cumpărat de la CombiPen a fost această căciulă și această groasă cu detaliul ăsta aplicat strălucitor aici, care seamănă cu o fundă. Mi-a mi-aduce aminte o fundă. Mami, nu te supăra, dai. Ai piano. Nu te rabiare. Acesta costa 14,99 €, adică 15 euro și acesta era dus la 30, deci pentru mine 50. Adică l-am plătit în jur de 7,50 €.
Și acest fasoade lucru pe care eu le-am cumpărat de la CombiPen, acum trecem la Tezenis. De la Tezenis am cumpărat acest plover, această culoare roz foarte deschis. Este un plover din ăla care merge cu un leggings de sub, pentru că este un plover lung. Mi-a plăcut foarte mult detaliul ăsta, că lasă, să spunem, nu, o bucată de umăr, o bucată de mână așa descoperită, pentru că vedeți aici este tot transparent. Și mai ales care aici în italiană se spune rouge. Nu știu în română. Cred că se spune tot la fel. Nu știu acum. Are detaliul acesta pe amândouă umerele. Scuzați-mă că auziți pe Diana, dar se ceartă cu păpușile ei. A, uitam. La măsura mă, costa 25,90 €, era redus la 50%, deci am dat pe el 13 €, să spunem așa. Vreau să vă spun că aproape toate ploverele care le-o să le vedeți acum de la Tezenis, toate costau 25,90 €. Deci Tezenis au făcut prețul la toate ploverele. Nu contează ci și cum, ce model, așa, toate au același preț. Adică, dacă uit să vă spun un preț, este, voi considerați că cum și voi să știți că este același preț. După care am cumpărat și acest plover negru, cu detaliul ăsta care se poate desprinde când se pune în buză la spălat. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Varianta asta era și alb crem, să spunem așa, dar eu l-am preferat în negru. Cum spuneam, 26,90, adică redus la 50%, tot măsura mă. Nu știu, mi-a plăcut. Este simplu, dar are detaliul ăsta prețios care dă valoare la un detaliu particular la bluză. După care, asta nu este un plover. Nu știu ce, eu că l-am văzut acolo așa. M-am gândit că este un maieu din ala lung care se poartă de desubt la maxi plovere, dar așa nu este, pentru că asta este un fel de furou, cămașă de noapte, nu știu cum, e foarte lungă, mai ales eu trebuie să scurtez o leacă bretelele, pentru că pentru mine sunt prea lungi, având sâni mici, pentru mine este prea mare, în sensul că se duce prea în jos. Ops! Acesta este unicul lucru care nu o să-l vedeți îmbrăcat, pentru că sunt să fiu în ianuarie, nu am niciun chef să mă îmbrac cu așa ceva. La vară o să mai vorbim. Acesta am luat în măsura mă, acesta costa 16,90 €, adică redus la 50%, am dat 8,50 €, să spunem așa. După care avem un maieu ăsta, cred că chiar că este maieu, este făcut așa din catifea, cu dantelă, vedeți? Și în față și în spate, are același detaliu. Foarte frumos, și aici am în jos. Scuzați-mă, se întâmplă un pic răcită. Și ce vreau să spun? Și la acesta trebuie să scurtez un pic bretelele, pentru că pentru mine sunt prea lungi. Acesta tot măsura mă. Acesta costă 12,90 €, adică 6,50 €. După care vă arăt acest plover, care este preferatul meu, dar penultimul, pentru că adică pe locul 2 vine ploverul ăsta, pentru că pe locul în care l-am lăsat ca ultimul, pe ultimul loc, ca să adică pe ultimul loc, nu. L-am lăsat pe ultimul ca să vă-l arăt la finalul acestui videoclip. Oricum, mie mi-a plăcut la nebunie ploverul ăsta când l-am văzut, verde, era și în negru, nu știu dacă mai erau și în alte culori, dar mi-a plăcut la nebunie verdele acesta. Are detaliul ăsta că este deschis aici în față, vedeți? Și este un plover din ăla care trebuie purtat cu ori o fustă, ori un pantalon cu talia înaltă, cu talia pentru mine, mai ales că l-am încercat
trebuie ceva cu talia foarte înaltă. Minim, trebuie să fie minim să-mi acopere buricul. Dacă vreau să-mi stea bine. Nu știu, mi-a plăcut. Vedeți aici și la umeri are tot detalii din astea. Vedeți și pe partea și pe alta. Mie mi-a plăcut la nebunie păvărul ăsta și acesta, nu, acesta costă un pic mai puțin. Tot talia mă am luat, costă 22,90 €, adică redus la la 50%. Am dat 11,50 € pe el. După care mai avem un alt plover, tot negru, care are niște aplicații aici în jurul gâtului. Acestea nu se poate da jos, din acest motiv plovărul acesta trebuie să fie spălat la mână. Și detaliul care îl are este că, vedeți, este practic transparent, adică se vede prin el, dar nu este o mare transparență, în sensul că dacă voi dedesubt puneți un sutien de culoare de culoarea pielii, un nude, să spunem așa, sutienul și cu pielea voastră se confunde și pare că dedesubt aveți un maieu, chiar dacă voi nu-l aveți. Sau, pur și simplu, puteți să îmbrăcați cu un maieu negru și este perfect. În spate nu este transparent, vedeți cum se vede, dar în față și pe mâneci, și mânecile sunt, au detaliul ăsta, uitați, vedeți? Se vede așa, prin transparență, să spunem așa. Acesta, tot 25,90, adică tot m-am pierdut. Tot 23 de euro. M-am dat pe 13 euro, scuze, m-am 23, m-am început să mă încurc. Nu ce scuze. Am ajuns aproape la final. După care avem acest plover, culoarea sa mov, da, eu nu știu la telecameră ce culoare se vede, dar este un mov care are aplicațiile astea care nu se poate da jos și în cazul acesta și deci și acest plover trebuie spălat la mână. Acest detaliu sunt aici pe umeri și în față, dar și în spate. Iar nimic, cade așa foarte simplu. Unica chestie care mi-a place la acest plover sunt mânecile. Pentru că mânecile, în primul rând, sunt foarte lungi. Al doilea lucru are detaliul ăsta, că e desfăcut. Nu că e descusut, este așa modelul. Deci cum este la o mână, este și la cealaltă, iar mie nu-mi place. Așa că eu o să cos mânecile, o să le închid. Și o să le îndoi puțin, pentru că pentru mine sunt foarte lungi. Dar pentru restul, plover-ul este minunat, este perfect. Și acesta tot 25,90 € au costat. Și acum am ajuns la partea finală. Adică la plover-ul care vă spuneam eu că este preferatul meu. Când l-am văzut pe manichin, m-am îndrăgostit de el. În magazin era propus abinat cu o fustă scurtă de piele. Mie nu-mi place. Nu-mi place nici pantalon, nu-mi plac nici pantaloni, nici fustele de piele. Îmi plac gecile, o gecuță așa de piele, nu-mi place. Dar nu-mi plac nici pantaloni, nici fustele, așa că o să găsesc eu ceva altceva cu ce să labinez. Dar știu când o să-l vedeți, o să vă faceți cruce, o să spuneți, mama Lina, da, uneori o să porți tu așa ceva, dar nu știu, este foarte particular ca plover și mi-a plăcut foarte mult, nu știu, acum o să vă arăt. Ei bine, da. Nu știu ce m-a apucat, sincer să fiu, nu știu, dar m-am îndrăgostit de el. Este un plover foarte particular de purtat și este și gros și călduros. Știu asta, dau seama, dar nu știu, eu m-am îndrăgostit de el când l-am văzut, m-am îndrăgostit pur și simplu. Și acesta costă 25,90 € și este măsura M. Nu știu, fetelor, mie mi-a plăcut la nebunie, așa că l-am luat.
Dacă nu mă înșel, era în varianta asta și un alt. Și acesta a fost tot. Acum o să vă las să vizionați videoclipul în continuare, în care o să vedeți toate lucrurile acestea îmbrăcate. Accesoarele nu le-am purtat, o să vedeți toate bluzele. Ce pot să vă spun? Nimic, am spus. Asta este preferatul meu. Asta mov trebuie să-l modific. Și nu o să vedeți, unica chestie care nu o să o vedeți îmbrăcată este cămașa de noapte, frou, chemați-l cum vreți voi. Dacă vă face plăcere, puteți să-mi lăsați aici jos în comentariu care este piesa care... Piesa, nu știu dacă să spun așa. Oricum, care este bluza sau accesoriul care v-a plăcut cel mai mult. Dacă v-a plăcut acest clipuleț, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-ați înscris, vă invit să-l faceți dacă vă face plăcere și nu vreți să pierdeți alte clipulețe. Ce pot să vă spun? Vă anticip deja că în următorul clipuleț o să vedeți lucrurile care eu le-am cumpărat pentru fetițele mele, tot cu salduri. Puteam eu, mămică, să ies să fac shopping la cumpărături și să nu cumpăr nimica pentru fetițele mele? Nu că nu se poate. Trebuia să cumpăr eu ceva. Ok, nu vă imaginați cine știe ce. Anul ăsta trebuie să spun că am fost brava, să spunem așa. Nu am exagerat, m-am ținut, chiar dacă am văzut foarte multe lucruri frumoase, că dacă ar fi fost pentru mine, le-aș fi cumpărat pe toate. Dar anul ăsta m-am ținut pentru că avem haine pentru fete, am un dulap plin de haine. Da, mamă, acum mă cheamă Diana. Și nimica, acum eu chiar că vă salut și sper să ne revedem în curând cu un nou clipuleț. Pa, pa!